Cum te-a ajutat până acum Asociația Speranță pentru România? Sunt niște oameni foarte cum se cade, produs de cuvânt. Dragilor, am ajuns acasă din nou la Ancuța Butirii în Timișoara. Lângă mine este doamna Sabina, mama Ancuței. Și sunt astăzi aici pentru că vreau să vă mulțumesc pentru donațiile dumneavoastră din campania pe care tocmai am încheiat-o pentru Ancuța, o campanie de strângere de fonduri. Și aș vrea acum să o rog pe doamna Sabina să ne spună dacă fondurile care s-au strâns pe site-ul nostru au ajuns în final la dumneavoastră. Sigur că da. Toți banii care s-au strâns au ajuns aici la Ancuța. Doamna Sabina are acum emoții, așa că am să vorbesc mai mult eu în locul ei. Dragilor, lună de lună, ori de câte ori Ancuța a avut nevoie de ceva, doamna Sabina ne suna colega de la asociație, iar colega întotdeauna comanda pampers și de care Ancuța avea nevoie, medicamentele de care a avut nevoie, am cumpărat și un aragaz. Da. Și practic toate nevoile timp de un an de zile au fost acoperite cu ajutorul donațiilor dumneavoastră, de aceea după ce am primit confirmarea că fondurile au ajuns la doamna Sabina și la Ancuța, noi vă mulțumim pentru fiecare donație. Și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia. Mulțumim și noi vă mulțumim din toată inima și eu și Ancuța. Dumnezeu să vă răsplătească în zecit.